Deci vă spuneam că sper să vă fac o surpriză plăcută la această spirală a participat și clar văzătoarea Valentina de a doua manifestare de acest gen la care ea participă după spirala care a fost realizată cu ocazia zilei mele de naștere și atunci ea mi-a relatat mie personal foarte multe fenomene subtile pe care le-a perceput. Ceea ce este extraordinar în cazul ei este faptul că, nepracticând yoga, ceea ce ea mărturisește poate să vă ajute extraordinar de mult să înțelegeți că fenomenele subtile care survin la ceea ce realizăm aici sunt reale, sunt obiective și cu această ocazie veți putea, prin viziunea unei clarvăzătoare, să aflați cum anume a sezizat ea și data trecută și acum. Îi dăm, deci, microfonul clarvăzătoarei Valentina. Întâi îi dai cuvântul clarvăzătoarei Valentina, așa cum v-am promis, apoi o să vă prezint eu conferința pe care am pregătit-o despre înțelepciune. Bună seara și Hristos a înviat! Mă bucur că mă primiți cu aceeași căldură în mijlocul dumneavoastră. Și din ce în ce văd lucruri mult mai frumoase și mai minunate. Nu m-am închipuit niciodată în mijlocul domnilor doctori și alților oameni de știință. Niciodată nu mi-o putut spune sau să facă vreun gest din care aș putea eu spune așa frumoase culori. Deci, la ziua lui Grig, atunci era prea multă lume și zgomot ca să-i rețin lui gândul la ce spun eu, dar acum o să spun din nou foarte clar. Deci, când Grig a spus să vă concentrați pe Ying, atunci, deasupra noastră, s-a început a forma din cer ca o lumină, așa cum s-ar pune 10 laturi. Grig, cum să zic, cum să explic? Așa, da? Deci, cum ar fi un butoi cu doage, dar mereu de la o concentrare la alta și după ritmul muzicii, se adunau culori, laturi diferite. Deci s-a făcut ca un butoi cu 10 laturi. Deci acum Valentina urmărește să vă vorbească despre meditația asupra lui Shiva, care a fost realizată la ziua mea, iar acest butoi cu 10 laturi, despre care ea vorbește fără să știe ce înseamnă, este roata energiilor divine, acelor 10 energii prin care Shiva se manifestă și care sunt corelate cu cele 10 mari puteri cosmice. Iar în funcție cum Grig făcea pauzile și tot spunea tot de cuvântul Shiva, deci s-a început a colora și s-a adunat până la 7 laturi, iar când au început să audă voci cântând a unor fete, atunci Grig totul să traduci ce spun eu, cum ți-am spus și atunci, au rămas numai 3 laturi care nu s-o despărțit butoiul, au rămas ca un cerc fără 3 laturi. Și deasupra noastră, când a zis Grig cuvântul dănțuială, nu știu ce, atunci din cer s-au format diferite culori și cum ar fi curățat totul de la toți oamenii din jur, din jurul nostru. Deci, acele energii subtile au realizat un proces de purificare aurică a celor care erau prezenți atunci. Știți că atunci noi am urmărit să realizăm meditații de evocare a ipostazelor lui Shiva și despre aceste ipostaze
Valentina a sesizat aceste fenomene despre care v-a vorbit acum. Iar în seara asta, dragii mei, am văzut cu totul altceva. Când am venit aici și s-a spus Tatăl nostru, așa au venit deasupra noastră culori frumoase și toate cercurile de culori din jurul nostru s-au mărit în jurul nostru. Dar un lucru, nu știu de ce, și tot pe grig să-l întreb, cum întotdeauna întreb câte ceva care mi se pare curios, când s-a spus Tatăl nostru, când și data trecută a fost, dar n-am avut vreme să-i spun lui Grig că tot așa s-a întâmplat, și acum tot la fel s-a întâmplat. Deci când s-a zis, normal, știu și așa se întâmplă, se spune, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre pe cum iertăm și noi greșițelor noștri. Când Grig tu ai spus și am repetat cu toții, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă și nedespărțită, de fiecare dată și data trecută, cum și acum, peste noi, cu culori atât de frumoase care s-au făcut până a spune așa, atunci parcă aruncă și cade o funigină cum s-ar șterge soba. Dacă vrei, tradu-tu, de ce vine așa funigine asupra omenirii de aici și ne murdărește din nou culorile? Deci aceasta nu este propriu-zis o energie care să facă rău, ci este vorba de energia lui Akasha Tattva. Deci este o energie de un anumit gen și în momentul când noi spunem și nedespărțită, deci ne referim la faptul că această pâine, această energie este oferită tuturor corpurilor subtile ale ființei. Deci nu aș vrea să supăr pe nimeni cu vorbele mele, că eu n-am de unde să știu că trebuie să fie verde, albastru, roșu sau nimic. Spune exact ceea ce se vede cu ochii închiși. Iar când ai zis tu în seara asta de Ying, de deasupra s-a deschis un cer așa ca o boltă albastră, albastră, albastră și albastru ăla tot a venit asupra noastră, iar atât la femei cât și la bărbați, tare mult s-a aprins firul albastru. Firul albastru de la noi, dar albastru ăsta curge cu duiumul de sus. Cât și la femei, da. Firul care urcă... De aici, unde urcă încălcit, de la becul roșu, deci bărbații îl au pe dreapta firul albastru, femeile pe dreapta firul roșu, deci invers, dar când ai spus tu de Ying... Yang. De energia Yang, spune Valentina. Da. Deci energia Yang de la spirală. Și atunci să știi că așa m-am abținut ca să nu zic ție, de ce faci numai în felul ăsta? Că normal noi suntem mai multe femei și ar trebui să ții cu noi. Să se mai aprindă și la noi becurile și firile, nu numai la bărbați întâi. Deci ea a observat acum această energie imensă Yang, deci masculină, și a tradus așa cum a perceput ea. Dar sigur, dumneavoastră știți cu toții că noi realizăm spirale Yang, pentru că energia Yang știți că este necesar să fie mai multă, pentru că păi de da, regulă... Păi da, că și legea dă dreptate bărbaților. Da, păi... Energiile, lasă, Greg, te rog frumos, data viitoare, mai dă-ne și nouă dreptate întâi. Deci pentru asta ar trebui să facem o spirală in. Facem, dar atunci să ne prindem invers. Că oamenii când s-au prins așa de mâini, becurile din palmă s-au aprins atât de frumos și în forma de melc, cum stăteam așezați, era de mai mare dragul. Parcă îmi venea să-l chem pe domnul ăla care mi-a promis că face un film, să pozeze culorile de la noi, ca să le vadă. Și după aceea s-au aprins toate becurile în funcție de cum ai schimbat muzica și să știi că muzica, sunetele ei aprind culorile și becurile. Deci acum
puteți să înțelegeți că de fapt și muzica are un rol imens, pentru că creează rezonanțe și în felul acesta face să fie atrasă prin rezonanțe energii subtile pe care clarvăzătoarele Valentina le percepe sub forma unor culori mirifice. Grig, să știi că mă simt mai tolomacă decât am fost până acum, când tot spui că-s clarvăzătoare, că tot omul e făcut de Dumnezeu la fel și poate să fie clarvăzător. Că toți avem aceleași becuri, în frunte același colțar și fiecare avem loc pe cărarea pe care mergi tu și cine e făcut pentru așa ceva, îi se poate deschide colțarele să vadă cu ochii minții. Nu numai eu și nu mai zic clar văzătoare. E o Valentina, știu eu cum să spun. Dacă nu știi tu, știm noi. Dar să știi că nu s-a aprins acum la urmă când au cântat muzica numai acele 7 becuri. S-au aprins și becurile de la umăr, de la mijlocul, cu mâinii de la cot până aici, s-au aprins și alte becuri, dar întâi o semnalizat ăsta dintre becul albastru și becul verde, întâi ăsta s-a aprins de aici și pâlpâia, dintre becul albastru și verde și după aceea toate becurile mai mici decât astea mari în rând și după aceea toate de pe noi s-au aprins. Deci clarvăzătoarea Valentina vrea să-ți spună că la această exemplificare s-au dinamizat de asemenea și chakrele secundare, chakre care de regulă noi nu ne ocupăm de ele, dar care totuși există, așa cum știți de la cursul nostru de yoga, la nivelul încheieturilor, a umerilor, a genunchilor, a coatelor, a palmelor și așa mai departe. Și iarăși foarte mult. Și dacă s-ar putea, când vine căldura, să urcați mai repede pe deal și mai des, să faceți milk din asta, că atunci noi ce am înfăptuit cu voie, fără voie, și s-a înregistrat pe stratul violet, că rămâne întipărit acolo, să spulberă, că numai la spirală, straturile să măresc tare în jurul nostru și atunci, legănându-se cu spor, parcă să vântură, să scutură și să mai duc faptele noastre făcute și conștient și neconștient și tare bine, că ne scutură de rele. Deci, prin această clarvăzătoare Valentina vrea să spună că în felul acesta sunt arse în acest mod anumite fapte care altfel ar reprezenta karma din alte existențe sau chiar de acum și care, dacă nu ar exista acest proces, ar fi arse numai prin suferință, prin suferință individuală. Pe când aceste energii care sunt declanșate aici fac ca această karmă rea să fie în acest mod arsă. Aspect care sigur că este miraculos, pentru că vă permite în felul acesta să evoluați fără să suferiți. Din punct de vedere spiritual, evident. Iar același lucru l-a relatat și la spirala de la ziua ta, Grig. Da, dar numai că noi, nu știu de ce suntem așa de slabi de înger, că nu trece bine 2-3 zile de la o spirală și facem atâtea boacăne, de umplem din nou traista. Deci aceasta implică să fiți mult mai atent și să nu faceți să se încarce din nou prin acțiunile rele ceea ce s-a golit prin intermediul spiralei la nivelul aurei dumneavoastră. Și, Grig, să știi, de la ziua ta am ținut ca la Iași să se facă un alai, să-i rog eu pe domn să se prindă tot așa de mâini, să văd dacă se întâmplă același lucru, dar mereu am fost împiedicată. Ba, au intervenit una, ba, alta. Nu mi-e dat la mine să fac rotunduri din astea. Când o să mai crești, să sperăm că ai să reușești. Da, păi, dragă, mă-i duce eu, că am trecut de 53. Mă-i duce eu, până la 110 vin tot pe aici. Ne-i dorim și să vii până la 290. Și mi-ai tot zis să nu în carne, dragule. Dar am făcut onure Ion, că n-am putut bea nici apă timp de o lună. Și uite că Dumnezeu, chiar dacă nu zic a voi,
dar se întoarce și se fac ca mine.